echipa locală de rugby abordează sezonul 2011 al eșalonului secund cu 20 de jucători sub 22 de ani și cu doar 2 peste 30 de ani. Înainte de startul campionatului, CSM Bucovina a susținut 5 partide de verificare din acest punct de vedere, beneficiind de o pregătire superioară celei din urmă cu un an. Pentru meciul de duminică din lotul sucevenilor nu vor face parte Hamciuc și Țurcanu, ambii fiind încă nerefăcuți după accidentările suferite în sezonul trecut. Tot duminică va intra în focul jocurilor oficiale și echipa de juniori 3 de la LPS Suceava. Jucătorii pregătiți de Dumitru Livadaru vor juca pe terenul formației Unirea Iași într-un meci contând pentru prima etapă a returului. În momentul de față, sucevenii se află pe poziția secundă a clasamentului, la 3 puncte în spatele celor de la CSŞ Gura Humorului, însă au un meci mai puțin disputat.